Vindecarea fiului lunatic. Cu post și rugăciune. Câtă lume adunată la poalele muntelui și ce discuții aprinse și ce zarvă se auzeau. Ce se petrecea oare astăzi? Domnul cobora de pe muntele Tabor, după slăvita schimbare la fața sa, fiind împreună cu cei trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan. Cobora pentru a-i întâlni pe ceilalți ucenici pe care îi lăsase acolo. În timp ce se apropiau, Domnul a văzut mulți oameni adunați în jurul ucenicilor, ba chiar și pe cărturarii iudeilor care discutau cu ei aprins. Mulțimea oamenilor adunați, îndată ce l-a văzut pe Domnul, s-a bucurat nespus și au alergat cu toții la el ca să-l salute. Ce priveliște frumoasă! Totuși Iisus căuta să afle imediat ce discutau aceștia între ei și atunci cineva din mulțimea de oameni s-a făcut auzit spunând: Învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu, îl stăpânește un duh viclean care i-a luat și graiul și în orice loc îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură scrâșnit din dinți și astfel înțepenește, devenind fără simțire. Și le-am spus ucenicilor tăi să-l scoată și n-au putut. Asta a spus îndureratul tată. Însă felul în care a spus toate acestea nu arătă prea multă credință. De aceea și Domnul a cerut să fie adus în față copilul bolnav, după ce mai întâi a înfierat necredința tatălui și a întregului neam de iudei. Îndată ce i l-au adus, Duhul cel rău care era în el și care creia stările înfricoșătoare, descrise de tatăl său, când l-a văzut pe Iisus, l-a zguduit îndată pe tânăr cu zvâcniri. Copilul a căzut la pământ și făcea spume la gură. Atunci, Domnul l-a întrebat pe părinte de cât timp i se întâmpla asta. De când era mic, a răspuns el și adăugă, de multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l piardă, dar dacă poți să faci ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. L-a rugat în cele din urmă sărmanul tată. Dar și aceste cuvinte, dacă poți, arătau că nu credea prea mult că Iisus avea puterea să-l vindece pe fiul său. De aceea și Iisus i-a spus pe un ton mai dur: Dacă tu poți să crezi, atunci toate sunt cu putință pentru cel care crede. Atunci tatăl tânărului a zis cu lacrimi în ochi: Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. După aceea Domnul a certat cu asprime duhul necurat care îl chinuia pe tânăr și i-a zis: Duh surd și mut, eu, Dumnezeu, îți poruncesc, ieși din el și niciodată să nu mai intri în el. Duhul cel rău, în fața poruncii Domnului, atotputernic, a ieșit din tânăr după ce mai întâi a scos un urlet și după ce l-a scuturat încât părea că este mort. Mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, prinzându-l de mână, l-a ridicat, iar acela a stat drept și tămăduit cu desăvârșire, pricinuindu-i bucurie tatălui îndurerat și tuturor celor care urmăriseră aceste întâmplări dramatice. Atunci l-au slăvit pe Dumnezeu pentru mărețiile sale. După puțin timp, ucenicii l-au întrebat pe învățător de ce ei nu au putut să-l scoată pe demon din tânăr, după cum au putut în alte rânduri. Și Domnul le-a zis: Acest neam de demoni, atât de înverșunat, nu iese altfel decât cu post și rugăciune.